modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de călători din municipiul Brăila nu poate să fie un proiect ilegal. Poate să fie un proiect care comportă niște discuții. Fiecare are o viziune cu privire la modernizarea acestui serviciu. A depus la Consiliul Local un proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului garaj în domeniul public al municipiului Brăila. A depus un asemenea proiect? Asta e întrebarea. Domnul consilier, vă bate joc de mine? Vă bate joc de mine? Da. Vreau să vă bate joc de mine, vă trebuie. Când îmi cunoaște și-am lucrat cu prăvă, vă bate joc de mine? Păi nu, trebuie să vorbim corect. Vă vorbim corect. Deci dacă vorbim o justificare a ceea ce se întâmplă. Da, domnul consilier. Deci l-ați depus, da? Bun. Vă bate joc de mine? Nu, atent. Domnul președinte, vă rog frumos să mă lăsați să termin. Vă rog. Vă spun încă o dată. Noi am depus aceste proiecte la constituirea bugetului pe care dumneavoastră anul trecut l-ați aprobat cu încălcarea prevederilor legale. Și pentru că s-a aprobat târziu bugetul, noi am tăcut și am mers mai departe să fac investiții în județul ăsta. La fel s-a întâmplat și la municipiu. Nu-ți gormoniți niște chestiuni peste care noi am trecut doar ca să întâmple ceva în județ, în anul centenar și nu s-a întâmplat nimic. Vă spun că la Consiliul Local Municipal am depus și domnul consilier, mă cunoaște puțin mai bine, cel puțin și la activitatea administrativă, nu poate să vin la mine cu banii verde. De astea să mă mint aici să încerc și să induc Consiliul. Domnul Consiliu. Da. Să încerc să induc Consiliul Județean în Brăila. Noi am depus toate proiectele noastre la buget. Niciunul dintre proiectele noastre nu a fost bugetat. La fel ca și la Consiliul Județean. Le-ați respins pe toate când ne-am luat la buget. Niciunul. Nici măcar unul. Dar ne puteți acuza că nu am încercat să facem niște lucruri. Și motivul pentru care nu votăm aici intra în domeniul public și actualizarea poziției din inventar domeniul public al Consiliului Județean cu privire la acest obiectiv este legat de faptul că dumneavoastră nu ați vrut să faceți nimic cu privire la preluarea secției de cardiologie și pediatrie care trebuia să fie funcțională în mod normal cu un grafic pe care eu vi l-am prezentat și dumneavoastră la discuția respectivă a fost de acord cu el. Și totul a murit la revedere. La discuția între noi doi. Dar a fost cu domnul avocat. Nu, la discuția între noi doi. Nu, la discuția cu domnul avocat, între noi doi nici nu contează discuția. Contează discuția cu cei care se ocupă de litigiu, ca să trecem la chestiuni care contează. Însemnam acea cădire, exact, sunt în ceea ce vreau dumneavoastră, să am un dosar penal. Era o chestie pe care putea să nu, eu vă spun, n-ați vrut să discutați cu mine ca să vă explic de ce n-am semnat eu acea hârtie de a prelua eu. Da? Ce am preluat? Nu. Trebuie să faceți o comisie, domnul președinte. Am făcut comisia respectivă, suntem într-un grafic, am preluat hârtirea, suntem în expertiză, trebuie să facem corpul de legătură, avem bani pentru tot ce înseamnă paturi, utilaje, ce se întâmplă acolo și pentru secția de cardiologie și pentru secția de pediatrie, deci suntem într-un grafic legal. Și îi spun încă o dată legal. Că altfel, dacă nu urmărim pași legali de deschiderea acestei secții, s-ar putea cineva să răspundă. Unul dintre ei sunt eu. Da, și nu permit, și nu permit decât să respect legea și nefăcând pași greșiți. Dumneavoastră ați refuzat orice discuție.